Tică, bine te-am regăsit! Bună, Dana, mă bucur să te reîntâlnesc. Tică, trebuie să-ți mărturisesc că în fiecare duminică aștept cu mare interes reportajul realizat de tine. Despre ce ne povestești astăzi? Am fost într-un sat din județul Gorj, în satul Bălănești, altădată podoaba viticulturii județului, și am cunoscut un inginer horticol. Se ocupă și cu vița de vie și cu pomii. Undeva pe un deal, pe o suprafață de 1 hectar, obține și fructe și struguri. Și omul mi-a povestit ce era altădată acolo la Bălănești. Când spun altădată, mă refer și la perioada de dinainte de 1989, dar și la perioada de dinainte de 1945. O tradiție care, din păcate, s-a cam pierdut acolo. În aceste timpuri de extindere a proprietății agricole, proces care a dus la formarea de adevărate latifundii de mii și zeci de mii de hectare, mulți agricultori consideră un fleac să deții 1 hectar de pământ. Acolo o nimica toată, deși prețul 1 hectar de pământ a crescut mult în România, ajungând la câteva mii de euro. Ei bine, hectarul de teren agricol, muncit de inginerul horticol Vasile Cochină din comuna Bălănești, județul Gorj, este la fel de important ca un câmp de bătălie pentru un general. De 30 de ani, inginerul poartă lupta sa cu toate vitregiile și toamna află dacă a pierdut sau a câștigat bătălia. Anul acesta, privind crengile pomilor, încărcate cu fructe și coardele de viță de vie pline de ciorchini, concluzia este clară. Inginerul a dat lovitura. E o toamnă bogată, domnul inginer. Foarte bogată. A fost un an bun. Ați mai prins așa toamne până acum? Nu. De când aveți noastră livada, din 90, ați mai avut pomii și vița de vie așa încărcate? Nu, în niciun an. În schimb, a fost cu rupere de oase. Foarte mare volum de lucrări. Și mecanice, și manuale. Și implicit cheltuieli materiale, pentru că a trebuit să fac tratamente aproape dublu. A fost greu din punctul ăsta de vedere. Dar când am văzut de la început, că am estimat producția, mi-am dat seama că o să fie o producție bună. Și am zis, cum să o iert, să o las? La Bălănești erau cultivate în trecut sute de hectare de viță de vie, fapt care i-a atras denumirea de Podgoria Gorjului. Buțile mari, pline cu vin, au rămas numai amintire. După colectivizare, terenurile din proprietatea oamenilor au dispărut, au fost preluate de așa zisa Cooperativa Agricolă Ceapeu, au înființat și ei, au băgat o investiție și au înființat, cred că vreo 20 de hectare de vie, 20-30 de hectare de vie pe zona favorabilă, și n-a prea mers, cu norme nu prea mergea. Au desfințat-o și s-a înființat o asociație adică, de fapt, asociația Câmpul Mare, Bobu, care era asociație pomicolă, a înființat o fermă viticolă aici, la noi, în zonă. Atunci, proprietățile de terenul treceau repede de la Ceapeu, la asociație, la IASEU, pentru că nu erau probleme de felul ăsta. Se putea rezolva. Și au înființat în jur de 200 de hectare. De 200 de hectare cu amenajări, cu terasări, făcute de OIF. Erau 20 de buldozere aici, în dealul ăsta, cu excavatoare, cu oameni care defrișau, mă rog, o investiție perfect făcută. În jur de 200 de hectare, asta era asociația. A mers bine, s-a mai împuținat până că după Revoluție, vreo 2-3 ani. După aia s-a terminat cu ea. Inginerul Vasile Cochină a lucrat timp de 10 ani la stațiunea de cercetare horticolă din Drăguie. de unde a plecat la începutul anilor 90, dar nu-i face plăcere să-și amintească de momentul și, mai ales, de motivul despărțirii de fostul loc de muncă. Ați plecat de acolo, de la stațiune. De ce ați plecat, domnul inginer? Oricum, la începutul anilor 90, inginerul horticol Gorjan a dorit să înființeze propria sa livadă, să cultive viță de vie, după regulile învățate și aplicate după absolvirea facultății. Dacă toată lumea voia privatizare, inclusiv în agricultură, de ce să nu aibă și el un colț al lui de pământ unde să facă ce știe mai bine? Aveți acum o livadă, ce suprafață are? O livadă și o vie. Am o jumătate de hectar de vie și o jumătate de hectar de pom. Domnul inginer, un tânăr la țară care deține un hectar, dacă înființează o livadă de pruni, de meri, de peri, obține ceva câștig sau muncește degeaba? Cum să nu? De pe un hectar de livadă se obține câștig? Cum să nu? Cum să nu? De pe orice suprafață se poate obține câștig. Dar tânărul, în primul rând, trebuie să știe ce vrea, ce face, să știe ce face acolo. Pentru că totul, cel puțin în Gorj, tot ce s-a înființat, indiferent de domeniul din agricultură, s-a înființat de oameni care au avut bani. Fructele, ce faceți cu ele, domnul inginer? Le procesați sau le vindeți proaspete? În general, vânzare în stare proaspete. La piață... Stați noastră la tarabă? Sau dați la piețari? Nu, nu, nu. La piețari. Am încercat ani mai înainte să-mi angajez un stand acolo la piață cu omul meu. Nu știu, nu mi s-a părut că merge. Prea sunt eu bun de aranjamente de asta și nu mi-a mers prea bine. Dar am niște cunoștințe care au astea acolo, cu care mă înțeleg. Dacă ajung la 1,5 lei, 2 lei kilogramul de prune și el îl dă cu 2,5 lei, eu știu, 3 lei, mie aproape îmi convine. Ies binișor, cu un mic câștig. Tinerii au mai plecat din sat, unde au văzut cu ochii, considerând uneori pe bună dreptate că pământul agricol nu le aduce câștigurile dorite. Au lăsat terenurile de izbeliște să le cotropească mărăcinii și hățișurile. Unii, puțini, au rămas însă în sat și au găsit un serviciu, dar nu ignoră nici peticul de pământ recuperat după 1990 de părinții lor. Lucian tocmai venise să-i cosească lucerna inginerului cu o motocositoare de import, filiera italiană. Lucian, câți ani ai? 29. Mulți înainte. Mulțumesc. Ai făcut un liceu, o școală profesională? Liceu. Ce liceu ai făcut? Energetic. Energetic. Ți-ai găsit de lucru în energetică? Nu. Nu. Lucrez momentan la un PECO și acasă, la țară, cu agricultura. Am văzut că ai o... Am mai multe utilaje. Ce utilaje, ce mașinărie ai, Lucian? Motosape, motocoase, greblă de adunat. Tot ce e necesar la țară. Le-ai cumpărat cu banii tăi? Da, da, categoric. Și de unde sunt utilajele? Aduse din afară de prieteni, cunoștințe, luate la mâna a doua. Noi sunt foarte scumpe. Și prestezi servicii prin sat când ești liber? Doar la prieteni și cunoștințe, nu peste tot, că e greu de întreținut utilajul, te duci la client, clientul, știți cum este. Ai și tu teren agricol? Da, da, da. Și cu ce îl cultivi? Cu tractorul. Ce cultivi pe teren? Grâu, porumb și lucernă. Am renunțat la porumb, majoritate, și am pus lucernă. La muncă în străinătate te-ai dus? Nu, nu, deocamdată nu. Sunt colegi de generație de-ai tăi care au plecat? Da. Sunt mulți plecați în afară? Majoritatea, 80%. Tot pe filiera italiană, întocmai ca motocositoarea lui Lucian, a ajuns în ograda inginerului horticol un teasc care răspunde de minune necesităților viticole. E o sculă pe care o caut de mult. Aveam nevoie de o mașină, un utilaj de presat strugurii după vinificat și am reușit să dau de ea anul ăsta un flăcău care aduce din Italia lucruri din astea second hand, pentru că se vede că e second hand. E foarte veche, nu văd niciun an de fabricație al ei. Oricum e adusă din țara strugurilor și vinului, Italia. Foarte fiabilă, foarte mulțumit de ea, capacitate mare. După cum se vede, are sistemul de presare hidraulic cu fel și fel de reglaje pentru presiune, pentru... Se vede, are aparatură de măsurare a presiunii, are toate dotările necesare unei mașini bune, nu performante. Discutând ba despre una, ba despre alta, mai ales despre lipsuri, despre lucruri care merg anapoda, inginerul horticol i-a invocat și pe cei care au ajuns în funcții de decizie în instituțiile publice. Un investitor, un om care vrea să facă ceva și poate, are condițiile, are toate condițiile. Mai puțin ce spuneam, oamenii n-au titluri de proprietate, deci greșeala administrației. Să nu mai vorbim cu oamenii, nu sunt sprijiniți sau asta, nu mai vorbim de asta. Dar e de ajuns lucrul ăsta. Mai vedeți Bălăneștiul revenind la ceea ce a fost odinioară Podgoria Gorjului? Cum să nu? Să sperăm că se termine cu exodul ăsta încolo, înspre partea de apus a soarelui. Și... exodul forței de muncă, exodul tinerilor. Exodul în general, a tot ce a fost bun în România. L-a dus acolo pentru, mă rog, pentru interese personale. Privește, unii pentru bani. Și vie, alții... și agricultură în România, tot pentru un interes personal trebuie să se facă. Interesul personal, până la urmă, primează, trebuie satisfăcut. După aia vorbim de interes general. Să satisfacă omul interesul personal, adică să vină tânărul, să facă viticultură, așa cum face noastră, și să se simtă împlinit, să câștige. Că până la urmă, fără câștig, de ce ai face? Așa este, dar trebuie neapărat să legăm socoteala asta și de ce se întâmplă la nivele mai înalte. Respectiv la ăia care sunt deputenții, șefii noștri, sunt stăpânii noștri până la urmă. Nu sunt stăpâni, sunt reprezentanți. Sunt reprezentanții noștri la cine a ajuns politician și conducător prin vot nu poate fi stăpânul cetățeanului. Așa este reprezentant, așa este, sunt reprezentanții noștri. Eu pot să le zic stăpânii noștri pentru că trebuie să te duci cu căciula în mână la ei. Din păcate. Ca să rezolvi ceva. Așa au fost învățați. Asta e... Atâta timp cât ăia sunt ei care sunt, pentru că sunt ei care sunt. Mi-mi pare rău că vorbesc așa și că trebuie să mă exprim așa, de ăia care ar trebui să aibă grijă de noi, să aibă grijă de noi, ca și noi să putem avea grijă și mai multă de ei. Atâta timp cât sunt ei și sunt așa cum sunt, nu avem decât să ne gândim, zic, și la rău. Dar părerea mea și speranța mea este că lucrurile o să se îndrepte. Este nevoie de pământ cât vezi cu ochii ca să faci agricultură sau cu ceva pricepere câștig financiar poate fi obținut și de pe o bucată de teren de 1 hectar? Desigur, depinde ce anume vrei să cultivi. Inginerul Gorjan, Vasile Cochină din comuna Bălănești, dă un exemplu de folosire chipzuită a unui petic de teren. Este, ce-i drept, un specialist, dar câte lucruri nu se învață pe lumea asta.